Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la Vocea Basarabie, vocea care ne unește. În cele ce urmează vom discuta cu analistul occidental Vladimir Socor. Republica Moldova se va putea integra în Uniunea Europeană până în 2030. Actuala guvernare de la Chișinău insistă și se arată convinsă că în 7 ani statul va putea să îndeplinească condițiile, să-și ajusteze legislația, să-și facă bine tema de acasă ca să poată în 2030 să ajungă în blocul comunitar. Despre ce urmează de făcut în acești 7 ani, despre presiunile care mai sunt din partea Kremlinului asupra Chișinăului, despre războiul din Ucraina și posibilitatea soluționării problemei transnistrene, despre relația guvernare-opoziție, discutăm în cele ce urmează cu domnul Socor. Domnule Socor, bine ne auzim, bine ne vedem. Mulțumim pentru disponibilitatea de a avea această discuție cu dumneavoastră, aflându-mă acolo la Berlin. Cu plăcere, la München. La München. Mulțumesc pentru precizare. Șefa statului, Maia Sandu, și-a anunțat intenția să candideze și pentru cel de-al doilea mandat, dar a mai făcut o precizare, ar fi bine ca în toamna anului viitor să fie organizat și un referendum și în cadrul referendumului cetățenii Republicii Moldova să spună dacă își doresc aderarea țării lor la Uniunea Europeană. Cum comentați dumneavoastră aceste declarații făcute pe sfârșit de an de șefa statului Maia Sandu? Mai întâi, ce credeți despre intenția, despre dorința de a candida și a mai obține un mandat pentru a conduce Republica Moldova? Eu personal aș fi fericit dacă ar fi posibil prin Constituție ca doamna Maia Sandu să mai obțină încă un mandat, nu numai două, dar chiar mai multe, pentru că este nevoie de continuitate la vârful guvernării. Eu nu sugerez în niciun caz schimbarea Constituției, vreau numai să subliniez faptul că este foarte important să avem continuitate la vârful guvernării în vederea planificării strategice pe termen lung. De aceea, doamna Maia Sandu are practic obligația să candideze pentru că încă un termen. Nu e vorba de o alegere a dânsei, e vorba de obligația omului de stat. Dar dumneavoastră acum ați putea anticipa și să fiți de acord că vor fi mulți care își vor dori acest fotoliu de președinte al Republicii Moldova. Deja în spațiu public se vorbește despre anumite candidaturi care vor fi adversarii politici în campania electorală a doamnei Sandu. Deocamdată toate sondajele arată faptul că doamna Sandu nu are un concurent credibil pe nicio parte a spectrului politic din Republica Moldova. Toate sondajele o plasează de departe pe primul loc, pe doamna președintă Sandu, și sondajele sunt făcute fără a lua în calcul votul diasporii. Acesta va mări și mai mult decalajul în favoarea doamnei Maia Sandu. De aceea eu sunt convins că doamna Sandu va fi realeasă, asigurând în acest mod continuitatea planificării strategice și continuarea conducerii la nivelul la vârful statului. Da, am putea vorbi despre imaginea președintei Maia Sandu pe interior și pe exterior și care ar trebui să fie nuanțele, domnule Socor? În interiorul Republicii Moldova, Rusia încearcă să penetreze spațiul informațional și spațiul politic prin proprii săi agenți, cu scopul de a destabiliza situația. Eu nu cred că planificatorii din Moscova au în vedere sau pot să spere să promoveze alt candidat. Ei nu au alt candidat. Pur și simplu nu au alt candidat. Pe domnul Igor Dodon deja l-au aruncat la ceea ce Leon Trotsky numea lada de gunoi a istoriei. Acolo l-a aruncat Moscova pe domnul Igor Dodon, care a pierdut multe alegeri și nu și-a îndeplinit nimic din promisiunile pe care eventual le făcuse Moscovei. A înșelat așteptările Moscovei. De aceea Moscova în căutarea altui candidat prezidențial. Ilan Șor nu este în niciun caz un candidat credibil. El nu are nicio șansă să fie ales din diferite motive.
pentru că vorbește pocit limba română. Asta o descalifică din capul locului. Dar mai ales pentru că este un infractor penal condamnat și lipsit de popularitate. Sondajele arată că domnul Ilașa nu se bucură de popularitate. Prin urmare, Moscova poate să destabilizeze situația, dar nu are alt candidat viabil. Bine, Irina Vlac, cea care a fost guvernatoarea Unității Teritoriale Administrative Găgăuzia, și ea a lăsat să se înțeleagă că ar putea să se avânte în această cursă prezidențială. E de neconceput ca un candidat găgăuz să fie ales președinte Republica Moldova. Este o realitate. Și chiar dacă ar fi reprezentat doamna Vlah o comunitate etnică mai mare decât cea găgăuză, care e mică, nici atunci un asemenea candidat pur și simplu nu ar avea șanse să fie ales. E o chestiune de aritmetică, pur și simplu. Nu e o chestiune de prejudecată împotriva unei comunități etnice. E o chestiune de aritmetică și cred că doamna Vlah, ca și mulți alți politicieni, pun în discuție propria candidatură numai cu scopul de a negocia participarea într-o coaliție. Probabil că doamna Vlah vrea să-și tranzacționeze sprijinul politic acordat unui candidat sau altui candidat și să obțină niște avantaje în schimbul acestui sprijin politic. Așa sunt politicienii moldoveni, tranzacționiști. Renato Usatăi, cel care conduce partidul nostru, și el a zis cu mai multe ocazii că și-ar dori să pretindă la fotoliu de președinte. Eu cred că marea majoritate a alegătorilor din Republica Moldova îl asociază pe domnul Usatăi cu un personaj de circ care ar transforma orice fenomen politic din Republica Moldova după chipul și asemănarea domnului Usatăi într-un circ. Alegătorii sunt conștienți de acest lucru. Domn Socor, ceea ce se zvonește deocamdată, că dacă au obținut un scor atât de mare în alegerile locale, ar putea să se gândească și la funcția de președinte. Primarul general Ion Ceban, credeți că el se va mulțumi să rămână în fotoliu primarului sau ar putea totuși să insiste pe dimensiunea politicului și să-și dorească mai mult? Da, eu am văzut foarte multe comentarii care îi atribuie domnului Ion Ceban ambiții prezidențiale. Și e foarte posibil. N-avem de unde să știm, nu cunoaștem gândurile particulare ale domnului Ceban, dar mi se pare într-adevăr posibil ca dânsul să aibă ambiții prezidențiale și în această, dacă se aventurează într-un asemenea proiect, atunci el probabil că se va poziționa în tradiția centrismului politic moldovenesc. Ce înseamnă centrismul politic moldovenesc? Îl cunoaștem încă din anii 90. Să fim și cu unii și cu ceilalți, nu avem o viziune strategică, ne descurcăm de pe o zi pe alta, manevrăm, facem mici combinații. Acesta este centrismul politic moldovenesc, lipsit de viziune strategică, lipsit de planificare pe termen lung și mai ales lipsit de noțiunea de interes național și interes al statului. Centrismul politic moldovenesc, căutând să combine voturi din toate părțile spectrului politic. Eu cred că domnul Ceban întruchipează acest fenomen pe care îl cunoaștem de atâta timp din Republica Moldova. Cât de mult totuși alegătorul ia în calcul imaginea politicianului pe interior, dar și pe plan extern? Aveți în vedere pe domnul Ceban? Pentru orice candidat. Da, vă rog, repetați. Pentru oricine din candidații care se vor înscrie în cursa prezidențială, cât de mult contează imaginea pe care o are pe interior în Republica Moldova, dar și pe plan extern? Desigur, contează în primul rând imaginea pe plan intern, fără îndoială. Străinătatea nu votează în alegeri. Diaspora moldovenească votează în alegeri. Străinătatea nu votează în alegeri. Sigur, contează în primul rând imaginea internă. Însă, doamna Maia Sandu aduce cu sine un atu pe care niciun politician din Republica Moldova nu l-a adus vreodată. Și anume o reputație externă.
de un asemenea nivel, o încredere din partea partenerilor occidentali de un asemenea nivel, încât doamna Sandu este practic locomotiva integrării europene a Republicii Moldova. Se spune despre dumneaei, pe bună dreptate, că reprezintă o locomotivă politică internă, în alegerile interne. Dar la fel de valabil este rolul dânsei de locomotivă în integrarea europeană. Fără încrederea personală și reputația de care se bucură dumneaei în Occident, Republica Moldova pur și simplu nu ar putut să supraviețuiască. Dar credeți că pentru partenerii externi contează totuși cine conduce Republica Moldova? Pentru că declarațiile multor lideri occidentali e că vom dialoga cu oricine va fi ales de popor. Desigur, așa și trebuie să fie, și partenerii occidentali au obligația să declare anume acest lucru. Dar asta nu înseamnă că ei nu au preferințe și mai ales nu înseamnă că ei nu evaluează corect cine reprezintă corect și în mod eficient interesul de stat al Republicii Moldova. Aici avem o singură persoană. Factorul extern și cum se implică el în alegerile din Republica Moldova, vă este clar totuși cine din jucătorii din afara Republicii Moldova urmărește și are interese să câștige unul sau altul din cei care reprezintă clasa politică? Partenerii occidentali dialoghează cu actuala putere, este evident. Și au încredere în actuala putere. Au încredere că banii care vin din Republica Moldova nu vor fi furați, cum se întâmpla până nu de mult, că banii vor fi alocați în mod eficient și că echipa de la guvernare urmărește interesul statului și nu interesele personale. Noi până acum nu am avut niciodată în Republica Moldova o echipă de conducere care să urmărească strict interesul național și care să nu aibă interese personale. Această echipă de la conducere este prima din istoria Republicii Moldova care nu are interese personale. Și interesul Moscovei pentru alegerile din Republica Moldova va fi constant? Se va diminua? Nivelul de interes al Moscovei va depinde de situația din Ucraina. Atâta timp cât Rusia nu are acces pe uscat direct în Republica Moldova, ci este separată de o Ucraina independentă, atâta timp cât această situație durează, Rusia va avea aceleași interese limitate în Republica Moldova. Nu să o subjuge, nu să o resovietizeze, nu să o includă în Imperiu, nemai vorbind să o întrețină economic, ci să mențină Republica Moldova într-o zonă gri, iar Rusia să dețină o influență substanțială în sistemul politic prin intermediul unor partide prorusești. Acestea sunt interesele limitate. Dar aceste interese limitate vor crește în mod dramatic în cazul în care se prăbușește rezistența Ucrainei și în care Rusia își troiește drum cu forța până în direcția Odesei și devine vecină nemijlocită cu Republica Moldova și chiar și cu România și ajunge la gurile Dunării. În acest caz, interesul Rusiei în Republica Moldova va crește în mod dramatic și interesul va fi pur și simplu să subjuge Republica Moldova, să o readucă nu într-o zonă gri, ci într-o zonă de interese solide ale Rusiei. Și cum ar putea să facă acest lucru, cu excepția dacă înaintează în Ucraina? Va putea să facă acest lucru prin intermediul unor forțe politice din Republica Moldova. Deoarece o victorie clară a Rusiei, suntem în domeniul ipotezelor, o victorie clară a Rusiei în Ucraina și o situație în care Rusia se învecinează direct cu Republica Moldova va schimba în mod automat situația politică de marul drept al listului. Îi va încuraja pe alegătorii moldoveni și rusofoni, bineînțeles, care au sentimente favorabile față de Rusia,
îi va determina pe cei cu sentimente neutre să se miște în direcția sentimentelor favorabile față de Moscova. O asemenea situație va accentua niște sentimente tradiționale Republica Moldova față de Rusia, și anume un sentimente amestecate de respect și de teamă. Aceste sentimente sunt foarte vii în rândul unui număr mare de alegători din Republica Moldova. Și o victorie categorică a Rusiei în Ucraina va accentua aceste sentimente, care nu sunt neapărat pro-ruse sau rusofile, dar sunt în mod tradițional de teamă și de respect față de Rusia. Și aceasta va schimba echilibrul politic de pe valul drept al listului. Noi trebuie să fim pregătiți pentru această situație. E o situație ipotetică, dar trebuie să ne pregătim pentru ea încă de pe acum. Da, când ați spus o eventuală victorie a Rusiei în acest război pe care îl ducem împotriva Ucrainei, la ce ipotetică victorie a Rusiei v-ați referit? Să se înghețe actuala situație, să mai dea înapoi Rusia, să mai recucerească teritoriul Ucraina, să se împace Ucraina cu ceea la ce s-a ajuns? Da. În situația actuală, Rusia deja a obținut o victorie limitată împotriva Ucrainei, dar și împotriva Occidentului. Ucraina și Occidentul vor câștiga acest război împreună sau îl vor pierde împreună. În acest deznodământ, Occidentul va ieși câștigător sau perdant împreună cu Ucraina. Deocamdată, Rusia câștigă acest război după toate criteriile clasice ale războiului. Ucraina a pierdut teritorii, Rusia a câștigat teritorii pe socoteala Ucrainei. Acesta este criteriul clasic după care se definește cine câștigă și cine pierde un război. Criteriul este cine câștigă teritorii, cine pierde teritorii. Acum Rusia este în mod clar în câștig. În al doilea, Rusia distruge economia Ucrainei și va continua, probabil, să o distrugă și în lunile următoare. Deci, deocamdată, Rusia obține victoria, dar o victorie limitată, atâta timp cât statul ucrainean rămâne în picioare, pe un teritoriu, cei drept un teritoriu redus, dar statul ucrainean rămâne în picioare, rămâne valabil, instituțiile funcționează, opinia publică din Ucraina rămâne antirusă și pro-occidentală. Deci, Ucraina obține totuși niște câștiguri limitate din acest război. Dacă însă se prăbușește frontul ucrainean și dacă armata rusă continuă să înainteze în interiorul Ucrainei, atunci victoria Rusiei se va transforma din limitată în deplină. Să vă cer opinia dumneavoastră pe marginea declarației pe care o făcea liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. El cam așa spunea, că războiul va dura 5 ani până când Rusia va câștiga acest război. Cum comentați această declarație? Depinde cum definim termenul a câștiga acest război. Definiția de bază, am denumit-o adineauri, teritorii și economie. Cine câștigă teritorii și cine distruge economia adversarului, câștigă războiul. Asta este definiția de bază. Dar Kremlin are ambiții mai mari decât o victorie de bază. Kremlin are ambiția să schimbe regimul din Ucraina. Denazificare înseamnă schimbarea regimului dintr-un regim patriotic ucrainean într-un regim de subordonare față de Rusia. Kremlinul dorește să interzică Ucrainei să intre în orice tip de alianță cu țări occidentale și nu se are în vedere numai alianța NATO. Se are în vedere orice tip de alianță între Ucraina și state occidentale. Rusia vrea să interzică acest lucru. Deci ambițiile Kremlinului să merg dincolo de o victorie clasică în război. Și repet că noi trebuie să ne pregătim de pe acum pentru această situație. Ce înseamnă să ne pregătim? În primul rând, să asigurăm securitatea militară a Republicii Moldova,
pentru eventualitatea în care Rusia devine din nou vecină cu Republica Moldova. Dacă se întâmplă acest lucru, el s-ar putea întâmpla peste un an, doi, cel mult trei. Deci avem o fereastră în care trebuie să ne pregătim pentru această eventualitate. Republica Moldova nu va putea să-și asigure ea însăși, prin propriile sale mijloace, securitatea militară. Dar ce înseamnă o asigurare a securității militare de Republica Moldova, a Republicii Moldova, pentru că în Constituție e scris că Republica Moldova este un stat neutru și acum bănuit și dumneavoastră, politicienii vor insista cu fiecare ocazie să taxeze guvernarea atunci când vor spune că modernizează Armata Națională. Procesul modernizării Armatei Naționale a început. De exemplu, chiar acum câteva zile, armata a primit un radar și radarul nu poate să împuște, dar în curând va primi și o instalație care să poată să împuște. În primul rând pentru protecția aeroportului Chișinău și pentru protecția altor instalații cheie. Deci un început se face, dar el se face lent. Și Armata Națională nu va putea de una singură să asigure securitatea militară a Republicii Moldova. În momentul de față, Republica Moldova este practic un vacuum militar. Este complet neasigurată din punctul de vedere militar. Și oricât de pregătită ar fi Armata Națională peste câțiva ani, este prea mică pentru a asigura securitatea militară a acestui spațiu. Ne mai vorbim de faptul că Republica Moldova în niciun caz nu dispune de mijloace financiare pentru a înzestra armata. Și atunci ce trebuie să facă Republica Moldova? Ce trebuie să facă autoritățile statului? Soluția nu poate veni decât din afara Republicii Moldova. De la cine? Și sub ce formă? Nu poate veni decât de la partenerii occidentali ai Republicii Moldova, țări membre ale NATO, inclusiv România, care ele să asigure protecția militară a Republicii Moldova. Și anume, prin planificare care să prevadă dinainte că în cazul unei agresiuni sau unei amenințări de atac din partea Rusiei, care ar deveni vecină cu Republica Moldova, să existe un mecanism care să fie activat și să asigure protecția Republicii Moldova. Înzestrarea armatei naționale, chiar așa mică cum este, nu poate veni decât prin donații, nu prin vânzări, prin donații de armament din partea statelor partenere occidentale și prin instruirea de către aceste state a soldaților Armatei Naționale. E vorba de a activa un sistem care în cadrul Alianței NATO se numește o coaliție a celor doritori. Pe englezește se spune Coalition of the Willing. O coaliție a celor doritori. Dar credeți că acest lucru nu ar înfuria Kremlinul, nu ar trezi reacții la Tiraspol, nu vă așteptați la anumite reacții și din partea opoziției din Republica Moldova? Rolul Kremlinului este să se înfurie. Pentru orice se întâmplă în lume, Kremlinul se înfurie. Asta este rolul Kremlinului. Noi trebuie să ne obișnuim cu acest lucru. E nevoie de un grup de state membre NATO care să acționeze, repet, subliniez acest lucru, nu în numele NATO, în niciun caz în numele NATO, ci în numele lor propriu. Ele sunt țări membre NATO. Ar fi țări membre NATO. Dar acționa în numele lor propriu, constituind un grup de țări pentru a asigura asistență militară pentru Republica Moldova. Așa acționează Alianța NATO, mai bine spus, membrii Alianței NATO, în cazul Ucrainei. NATO, ca alianță, nu acordă asistență militară Ucrainei. Dar vă întrebam, nu credeți că va fi și o reacție din partea Tiraspolului? Pentru că și autoritățile de la Tiraspol amintesc cu multe ocazii că e nevoie să fie respectat acest statut de neutralitate pe care îl are Republica Moldova în Constituție consfințit. Să ne înțelegem. Neutralitatea Republicii Moldova este unilateral programată, nerecunoscută de nimeni,
neprotejată. Parcă toți partenerii spun că recunosc neutralitatea. Nu, aceasta nu implică în niciun caz o recunoaștere. Acestea sunt declarații politice. Da, noi știm, recunoaștem, ne dăm seama că Moldova este un stat neutru. Aceasta nu implică în niciun caz o recunoaștere a neutralității, ne mai vorbim de protejarea neutralității. Sunt pure declarații politice și eu le-aș spune chiar declarații de politețe diplomatică. Și eu nu sunt contra acestor declarații. Aceste declarații trebuie făcute din când în când. Nu prea des. Nu prea des. Dar trebuie făcute din când în când. Însă, în realitate, numai Republica Moldova are dreptul să definească ce înseamnă anume neutralitatea ei proprie și cum se aplică. În 94 era definită ca o precondiție ca să plece armata. A fost armata 14 acasă. Da. Asta nu e o definiție a neutralității. Este o ofertă de a accepta neutralitatea în schimbul concesiei pe care ați numit-o dumneavoastră. Este o ofertă de a tranzacționa neutralitatea. Nu este o definiție a neutralității. Numai Moldova are dreptul să definească ce înseamnă neutralitatea și cum se aplică ea în practică, deoarece, cum spuneam adineaur, neutralitatea Republicii Moldova nu face obiectul niciunui document internațional, nu a fost negociată cu nimeni, nimeni nu a dat nimănui dreptul să definească această neutralitate și neutralitatea este neprotejată, negarantată, este un gest pur unilateral al Republicii Moldova. De aceea, nimeni nu are dreptul să definească ce înseamnă neutralitatea și cum se aplică ea, nimeni altul decât și noul. Nu avem un pact de neutralitate. Nu există o formulă contractuală de neutralitate. Este un gest pur unilateral. Toată lumea înțelege că neutralitatea înseamnă, toată lumea înțelege fără să fi semnat niciun document, că neutralitatea înseamnă că nu ne alăturăm niciunui bloc militar. Da, asta este o înțelegere tacită, neformală, necodificată a neutralității. Și, de fapt, NATO nici nu dorește să ne ca Moldova să se alăture alianței NATO. Nimeni în NATO nu dorește așa ceva. Practic, nimeni nu dorește. Dar există formula deja încercată chiar de către țări membre NATO, a ceea ce se cheamă Coaliția Celor Doritori, care funcționează în cazul Ucrainei. Este ceea ce se cheamă grupul de la Rammstein. Titlul complet este Grupul pentru Asistență Militară Acordată Ucrainei, format din state membre NATO și nemembre NATO, care nu acționează în numele alianței. Alianța NATO nu ia nicio decizie privitoare la înarmarea Ucrainei. Grupul de la Rammstein este un grup de coordonare, nici el nu ia decizie. El nu face decât să coordoneze statele participante. Și acest lucru, această formulă poate și trebuie, după părerea mea, să funcționeze în cazul Republicii Moldova. Un grup mic, nu mare ca cel de la Rammstein, dar un grup mic de câteva state doritoare. Probabil cu România în frunte, cu participarea Statelor Unite fără nicio îndoială, probabil și așa Marii Britanii, care să coordoneze între ele asistență militară pentru Republica Moldova. La un nivel incomparabil mai mic decât asistența acordată Ucrainei și de aceea mult mai ușor de gestionat. Și acest lucru trebuie făcut cât mai urgent, deoarece există perspectiva destul de reală, ipotetică, dar destul de reală, ca Rusia să-și proiască drum cu forța până la hotarele Republicii Moldova. Trebuie să profităm de timpul care rămâne până la această eventualitate ca să ne pregătim pentru ea. Deci e nevoie de acest grup. Republica Moldova nu are nici numărul de soldați necesare, nici cu atât mai puțin finanțare necesară ca să-și asigure propria securitate. Numai donațiile din exterior pot asigura acest lucru. Donații de echipament și donații de instrucție. Domn Socor, dumneavoastră ați amintit despre nevoia asigurării securității militare și cum își asigură statul această securitate militară pe teritoriul său? Doar până la Nistru? Deocamdată până la Nistru. În situația actuală, personalul militar rusesc din stânga Nistrului
nu are capacitatea să prezinte o amenințare ofensivă pentru malul drept al Estului. Dar situația aceasta se poate schimba dacă Rusia ajunge din nou vecină cu Republica Moldova și reușește în această ipoteză să întărească trupele din Transnistria. Dar dacă Rusia ajunge să fie vecină cu Republica Moldova, atunci în ce termeni vorbim despre viitorul european al Ucrainei? Atunci viitorul european al Ucrainei, în această ipoteză, ar fi unul ratat. Dacă Rusia ar ajunge vecină cu Republica Moldova, asta ar implica practic o prăbușire a statului ucrainean. Și cetățenii Ucrainei credeți că vor ceda atât de ușor? L-am avut invitat aici pe șeful misiunii diplomatice a Ucrainei în Republica Moldova, domnul Marco Șefcenco, cu care am abordat subiectul ce ține de oboseala Occidentului, pentru că totuși acuși vor fi 2 ani de când a izbucnit această invazie rusă în Ucraina și diplomatul zicea că chiar dacă nu vom avea sprijin din Occident, noi vom lupta până la urmă. Eu sunt convins că în cazul unei înfrângeri de pline a armatei ucrainiene va exista rezistență de partizani. Sunt sigur de acest lucru. Dar un asemenea tip de rezistență nu va apărea în toate regiunile Ucrainei ocupate de ruși. Unele regiuni ale Ucrainei au un mediu și natural și social prielnic unei mișcări de rezistență. Alte regiuni au un mediu natural și social nefavorabil unei mișcări de rezistență. Regiunea Odessa a Ucrainei este una dintre acelea, un mediu social și natural nefavorabil unei mișcări de rezistență. Mi-ați spus că o ipotetică înfrângere a Ucrainei ar însemna și o înfrângere pentru Occident. Absolut, o înfrângere de mari proporții. Și pe toate planurile, militar, strategic, moral, politic, reputațional. Și atunci cine va dialoga cu Moscova, cu Vladimir Putin? Poftim. Cine va dialoga cu Vladimir Putin? Asta nu înseamnă că trebuie cineva să dialogueze cu Vladimir Putin. Eu cred că Vladimir Putin trebuie tratat ca un ciumat. Da, situația s-ar putea complica și mai mult și probabil nimeni nu-și dă seama de proporțiile la care ar putea să se ajungă în această agresiune rusă în Ucraina. Cel puțin acest parcurs european, această perspectivă de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană este spus cu voce tare de către toate țările membre ale Uniunii Europene. Să revenim la referendumul pe care Maia Sandu vrea să fie organizat în aceeași zi cu alegerile prezidențiale. În Republica Moldova ce se spune despre plebiscite? Că au fost organizate, dar lumea nu a manifestat suficient interes pentru participare la un referendum. Am putea anticipa ce surprize, ce rezultate vor fi în urma organizării acestui plebiscit? Mai avem un an până atunci. Multe se pot schimba în decursul unui an. E greu de prognozat acum ce se va întâmpla peste un an. Logic ar fi ca participarea la referendum să fie una mare, având în vedere importanța chestiunii. Chestiunile care s-au pus mai înainte la referendum nu au fost chestiuni vitale pentru Republica Moldova. Au fost chestiuni de politică internă care s-au supus referendumului. Chestiunea aderării la Uniunea Europeană deja este o miză mult mai mare decât miza unor referendumuri anterioare. Da, exponenții partidelor din opoziție sau ale partidelor eurosceptici, ce vor spune? Vor continua să promoveze și ei mesajele pe care le-au avut și le-au în continuare, că beneficiile nu vin toate din partea Bruxellesului a Uniunii Europene. Și ei, dacă vor fi vocali și vor fi mulți, vor putea influența decizia alegătorului, nu?
Așa este. De aceea, în cazul unui referendum și, în general, în situația politică internă, în orice chestiune de politică internă, pericolul cel mai mare nu vine de la susținătorii declarați ai Rusiei. Pericolul cel mai mare vine de la susținătorii nedeclarați ai Rusiei, care doresc ca Moldova să rămână în continuare între două lumi. Între lumea rusă și lumea occidentală, în zona gri, și să tranzacționeze cu ambele părți. Și Moscova își dă bine seama de faptul că nu poate să câștige alegerile în Republica Moldova cu lozinci și programe prorusești. Domnul Dodon a încercat această formulă și a pierdut lamentabil. El a mizat numai pe cartea rusă. Până în pânzele albe a mers, n-a știut altceva și a pierdut, probabil, desigur că îi asigurase pe partenerii săi din Moscova de faptul că el va câștiga, i-a dezamăgit prin acest fapt și acum Moscova a înțeles că trebuie să mizeze pe candidați care promit moldovenilor să fie și cu unii și cu alții. Chiar dacă Rusia nu dă nimic Republicii Moldova, beneficii economice de la Rusia avem zero. Domnul Socor, așa sau altfel, dar sunt foarte mulți moldoveni la întrebarea cum ați vrea să fie relația cu Estul și cu Vestul, majoritatea dintre ei răspunzând că am vrea o relație bună și cu Moscova și cu Uniunea Europeană. Da, așa este și este moștenirea Moldovei sovietice. De remarcat faptul că această moștenire nu se manifestă nici în Ucraina, nici în Georgia, nici măcar în Azerbaidjan. Este un fenomen moldovenist. Un fenomen care singularizează... Și el persistă. Poftim? El persistă și probabil într-un an de zile lucrurile nu se vor schimba dramatic în acest sens. Știți unde mai există acest fenomen? În afară de Moldova, numai în Belarus mai există. Această atitudine de respect amestecat cu teamă față de Rusia și ideea că nu ne putem descurca fără Rusia. Numai în Belarus mai există acest sentiment la nivelul populației, în afară de Republica Dar Moldova. Cum tălmăceți dumneavoastră aceste idei ale moldovenilor că fără Rusia nu se poate de existat? Nu cred că majoritatea moldovenilor gândesc așa, dar o bună parte. Și această bună parte reprezintă o masă critică în termeni electorali. Din punct de vedere aritmetic electoral, reprezintă o masă critică. Orice politician moldovean trebuie să țină seama de acest fapt. Uneori, partenerii occidentali a Republicii Moldova nu conștientizează în mod suficient aceste realități. Este o realitate de care și partenerii occidentali trebuie să țină seama, nu numai politicienii moldoveni. Iată, în această fostă deja campanie electorală, când au fost desemnați reprezentanții administrației publice locale, s-a demonstrat cu lux de amănunte totuși ce înseamnă venirea banilor străini și oferirea acestor sume enorme electoratului în speranța că vor vota așa cum își doresc cei care oferă aceste resurse financiare. Credeți că pentru alte scrutine această corupere electorală va fi posibilă în proporție așa cum a fost acum sau ar putea să fie și la proporții mai mari răspândite? Noi nu ne-am așteptat cât de mari vor fi proporțiile corupției electorale în recentele alegeri locale. Proporția și a finanțării corupte și a corupției alegătorilor, proporția a fost mult mai mare decât aș putut oricine să-și imagineze. Eu sigur nu m-aș fi imaginat, alți observatori de asemenea. Și mă tem că nici instituțiile statului nu s-au așteptat la un fenomen de asemenea proporții. Acum am învățat lecția. Trebuie ca la alegerile prezidențiale și parlamentare care vor urma să fim pregătiți pentru corupție electorală de proporții fără precedent. Trebuie să fim pregătiți dinainte și să tragem învățămintele din alegerile locale recente.
Le Monde, ziarul francez, a publicat o investigație în care arată că doar pentru rețelele de socializare au fost investiți bani mari și foarte mari, 280.000 de euro într-o perioadă destul de restrânsă. Vedeți, dar, și am văzut câți candidați de rezervă avea Caracatița grupării Șor. Gruparea Șor s-a dovedit a fi o adevărată caracatiță cu multiple brațe, care în multe locuri din Republică a avut mai mulți candidați de rezervă, pe care îi desfășurau unul după altul. Vă imaginați ce pregătiri amănunțite au avut loc. Și acum credeți că nu se pregătesc pentru alte alegeri? Probabil că da. Și trebuie să fim pregătiți. Domn Socor, dar credeți că până la urmă totuși Israelul îl va extrada pe Elan Șor? Chestiunea cu extradarea este un drum fals. Noi știm că Israelul are acest prost obicei să nu-și extradeze proprii cetățeni, chiar dacă aceștia au fost condamnați în alte țări. Au fost în trecut cazuri de gangsteri din America, condamnați de justiția americană, care și-au găsit refugiu în Israel și Israelul nu i-a extradat nici măcar Statelor Unite. Asta este un principiu după care se conduce Israelul și noi știm acest lucru și de aceea nu trebuie să... E inutil să cerem extradarea. Cu totul altceva trebuie să cerem Israelul. Cu totul altceva. Ce trebuie cerut? Poftim? Ce trebuie solicitat Israelul? Cu totul altceva. Să cerem Israelului să nu mai dea posibilitatea gangsterului Ilan Șor să întreprindă activități politice de pe teritoriul statului Israel și să folosească teritoriul statului Israel pentru a destabiliza o țară parteneră a cui? A protectorului Israelului, Statele Unite ale Americii. Deci Statele Unite ale Americii sunt protectorul Israelului. Statele Unite ale Americii sunt în același timp un partener strategic al Republicii Moldova și au un interes major ca Republica Moldova să se integreze în Occident. Israelul acționează împotriva interesului protectorului său american. Noi trebuie să cerem Israelului, în conformitate cu interesul național al Republicii Moldova, dar și cu dreptul internațional, să interzică activități politice ale lui Ilan Șor pe teritoriul Israelului. În situația actuală, Israel acordă lui Ilan Șor o bază de operațiuni în beneficiul Kremlinului. Și eu personal nu pot să exclud ipoteza că cineva din statul adânc din Israel, serviciile secrete sau cercuri oligarhice, au o înțelegere cu cercuri asemănătoare din Rusia pentru a-i permite lui Ilan Șor să destabilizeze Republica Moldova. Există multiple relații între Rusia lui Putin și guvernarea lui Netanyahu în Israel. Există relații și la nivelul serviciilor secrete, dar și la nivelul unor mari capitaliști care au interese de afaceri și în Rusia și în Israel și eventual în terțe țări. Și în aceste rețele de interese, eu nu exclud ipoteza că Israelul sau cineva din Israel face în Rusiei această favoare de a-l lăsa pe Ilan Șor să destabilizeze Republica Moldova în interesul Rusiei și în schimb cineva din Israel primește ceva în schimb. Dar ce ar putea primi în schimb? Poftim? Ce ar putea să primească în schimb? Nu știu, pentru că avem de-a face cu ceea ce se numește statul adânc, pe englezește deep state. Sunt relații obscure pe care noi nu le putem dibui și care implică și servicii secrete, dar și proiecte oligarhice, proiecte între oligarhi din ambele țări. Deci, calea de urmat ar fi să cerem Israelului, eu spun și în public, să înceteze, să-i mai ofere lui Ilan Șor
o bază de operațiuni în interesul Kremlinului. Da, aceasta se întâmplă. Israelul oferă lui Ianșor o bază de operațiuni împotriva Republicii Moldova în interesul Kremlinului. Dar credeți că va continua să aibă influența asupra regiunii Găgăuze, Ianșor, pentru că parcă din promisiunile care s-au făcut în campania electorală nu prea se îndeplinesc? Nu se îndeplinesc deloc, nici nu au cum să se îndeplinesc. De la gazul de 10 lei până la aeroportul de la Ceadăr Lungă. Așa este. Ianșor este un farsor. El nu are banii pe care pretinde că îi are. El a promis gazul cu 10 lei metru, este o comedie, nu nici măcar o tragedie, este o adevărată comedie. Dar vă amintiți că în campania pentru alegerile locale, Ianșor a spus la un moment dat că el dispune de 200 sau 300 de milioane de dolari pe care e dispus să le investească imediat în Republica Moldova. Este o falsă, bineînțeles că nu are acești bani. El are mulți bani, dar nu are bani de această anvergură. Deci promisiunile lui nici măcar nu se vor deplini și eu cred, citesc mass media din Găgăuzia, din Barusă, eu văd că din ce în ce mai mulți oameni, inclusiv din adunarea legislativă, adunarea populară a Găgăuziei, sunt conștienți de faptul că Ianșor îi amăgește. Ianșor nu are banii pe care pretinde tăiare și nu va construi. Va putea să peticească o stradă și altă stradă într-un sat sau în alt sat. Să pună niște petice pe o stradă. Dar mai mult nu poate face și dau seama că din ce în ce mai mulți găgăuți vor deveni conștienți de acest fapt. Dar la referendumul din toamna anului viitor vor participa și cetățenii din această regiune. Da, vor participa și își vor spune cuvântul. Noi știm cum și-au spus cuvântul în anul 2014. Au trecut aproape 10 ani de atunci. Să ne așteptăm să avem același rezultat și în Găgăuzia. Și cei din stânga... Ei nu vor vota pentru Ianșor. Dacă ei vor vota 90% pentru Rusia, asta nu înseamnă că vor vota pentru Ianșor. Ei pot să-și piardă încrederea în Ianșor destul de repede, dar încrederea în Rusia durează de 200 de ani. Dar cum pot ei câștiga încrederea în autoritățile statului și în Republica Moldova? Grea întrebare. Și Chișinăul a avut și are dificultăți în a dialoga cu autoritățile din zona Găgăuză. E clar acest lucru. Și ne putem bizui pe sprijinul misiunilor occidentale din Chișinău, care întrețin un dialog, nu cu doamna Guțu, dar întrețin dialog cu anumiți cetățeni din Găgăuzia și cu anumiți membri ai adunării populare din Găgăuzia. Am pierdut un sprijin important în cazul Găgăuziei. Chișinău a pierdut un sprijin important, și anume Turcia. Până recent, Turcia era dispusă să-și exercite o influență stabilizatoare și conciliantă în favoarea Chișinăului în autonomia găgăuză. În ultimul timp însă, președintele Erdogan și politica externă a Rusiei s-au îndepărtat de Occident în asemenea măsură, s-au apropiat de Rusia în asemenea măsură, încât nu mai putem conta pe Turcia cum contam înainte, cu scopul de a stabiliza situația din Găgăuzia. Bine, acum am văzut cei de la Ankara au dat undă verde totuși ca următoarea țară care a solicitat să adere la NATO să fie acceptată. Suedia. Da, sigur. A fost o situație complet fără precedent și o situație pe care nu ne-am fi putut-o niciodată imagina, ca o țară membră NATO, în cazul de față Turcia, să amenințe să blocheze aderarea la NATO a unei țări europene. Bine, acum au fost de acord că trebuie să îi se ofere această posibilitate să adere la NATO. Da, Turcia a tranzacționat această poziție, a obținut în schimb concesii din partea Statelor Unite, ce anume reincluderea Turciei în programul de construcție și livrare a avioanelor F-35
Turcia a obținut această concesie din partea Statelor Unite. Și a tranzacționat consimțământul pentru intrarea Suediei în NATO. Dar situația este foarte o situație foarte negativă și care nu s-a mai întâmplat niciodată în trecut, ca o țară membră NATO să amenințe să blocheze intrarea în NATO a unei țări europene. Așa e, parcă s-a depășit acest moment mai dificil, mai delicat. Să ne vorbiți un pic și despre cum ar trebui să procedeze autoritățile pe calea reintegrării celor două maluri ale Nistrului. Pe de o parte se insistă că trebuie această viziune clară a guvernării să fie cunoscută de cetățenii Republicii Moldova. Pe de altă parte se crede că nu ar trebui forțat situația, dar mai degrabă să se aștepte sfârșitul acestui război ruso-ucrainean, ca după asta să fie mult mai clar cum se procedează la reglementarea transnistreană. Dumneavoastră, de ce părere sunteți? Politica Chișinăului față de Transnistria este, din punctul meu de vedere, o rază de lumină într-o situație altfel foarte dificilă. Eu pot să spun că pentru prima dată în decursul a 30 de ani de când urmăresc această situație, pentru prima dată în 30 de ani, sunt foarte mulțumiți de politica Chișinăului. Chișinăul a schimbat în mod radical, în mod total, politica defectuoasă de până acum. Și eu am impresia că publicul din Republica Moldova nu prea conștientizează sau nu conștientizează în suficientă măsură schimbarea uriașă în bine care a avut loc în politica Chișinăului față de problema transnistreană. Dar ce s-a schimbat atât de uriașă în bine? Iată vă spun ce s-a schimbat. Vă dau o listă întreagă de schimbări majore care practic trec neobservate de către opinia publică internă. Eu le observ ca specialist, dar în politica internă nu sunt observate. Chișinăul s-a lepădat de povara toxică, nefastă, a celor 30 de ani de negocieri care s-au purtat până acum. Iată schimbările. Și trebuie să spun că aceste schimbări nu au fost aduse la cunoștința opiniei publice și poate nici a diplomaților occidentali într-un singur document consolidat care să conțină toate schimbările sub forma unei liste. Nu. El nu există. Eu am alcătuit această listă văzând declarațiile separate ale oficialităților de vârf din Chișinău în problema Transnistriei. Iată ce putem spicui din declarații aceste separate care constituie totuși un tot întreg dacă le luăm la oaltă. Și anume, întâi, se cere retragerea necondiționată a personalului militar rusesc aflat ilegal în Transnistria. Păi de 92 și până astăzi toate guvernările au cerut acest lucru. Nu au cerut retragerea necondiționată. În formatul de negocieri 5+2, dar și în negocierile mai vechi decât 5+2 și 5+2, retragerea este condiționată de hotărârea, de determinarea soluția politică. Da. Deci retragerea este condiționată de un statut special pentru Transnistria și de neutralitatea Republicii Moldova și mai sunt și alte condiții mai minore, dar acestea sunt condițiile principale. Retragerea trupelor condiționată de statut special pentru Transnistria și neutralitatea permanentă. Acum se cere retragerea necondiționată. Punct. Următorul punct. Retragerea completă. Deci nu se mai face diferențierea artificială între trupe rusești, chipurile cu statut de pacificator și chipurile cu statut alt statut decât pacificator. Asta este o farsă în care Rusia ne-a încurcat și ne-a împleticit până acum. Retragerea tuturor trupelor rusești. Completă. Deci asta este a doua schimbare. Numărul 3. Soluția politică va fi decisă în parametrii de către Republica Moldova. Parametrii soluției politice vor fi cei propuși de Chișinău.
Ce înseamnă asta? Înseamnă că oricare va fi statutul marului stâng al Istrului, numit statut, numit altfel, el nu va avea caracter contractual negociat între Chișinău și Tiraspol. Acesta este un element cheie din formatul 5 plus 2 și din tot acest proces de negocieri. Statutul special ar fi un aranjament contractual între Chișinău și Tiraspol, în spatele Tiraspolului fiind desigur Moscova. Acum, Chișinăul spune, parametrii vor fi cei deciși și propuși de către Chișinău. Nu va mai fi un aranjament contractual. Next. Nu se mai vorbește despre o reglementare care să asigure funcționalitatea statului Republica Moldova. Sigur că reglementarea trebuie să asigure funcționalitatea, dar Chișinăul este acela care va decide anume ce tip de reglementare asigură funcționalitatea statului. Pentru că în formatul 5 plus 2 și în tot acest proces de negocieri, funcționalitatea statului va fi decisă de toți participanții la acest format. Nu de Chișinău. Participanții vor decide, vor avea dreptul să decidă care aranjament este sau nu este funcțional. Deci funcționalitatea devine un obiect de discuție între toți participanții, între care se află Rusia și Tiraspolul. Acum Chișinăul își rezervă el dreptul de a propune un aranjament care, în viziunea Chișinăului, nu în viziunea altcuiva, asigură funcționalitatea Republicii Moldova. Rolul OSCE-ului. OSCE-ul a fost... Aici dumneavoastră îl criticați de când analizați situația și cunoașteți foarte bine atitudinea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și ați fost un critic înverșunat al OSCE-ului. Eu sunt un critic bazat pe fapte. Faptul că OSCE-ul este la cheremul Rusiei, fapt demonstrat încă o dată, cu prisosință, la conferința de sfârșit de an din luna aceasta din Macedonia, în care Rusia și-a bătut joc de OSCE cum a vrut. Lavrov a insultat OSCE-ul în forumul OSCE-ului. L-a insultat de nu s-a văzut fără replică, pentru că OSCE-ul s-a temut să dea replica. Rusia continuă să înghețe bugetul OSCE-ului, Rusia continuă să blocheze numirile oficialităților celor mai înalte din OSCE și OSCE se lasă insultat, se lasă șantajat, pentru că propriile sale reguli îl fac să depindă de Rusia. Dar nu despre asta vreau să discut. Da, și Lavrov acolo a deplâns că planul COSAC pe care l-a propus Rusia Republicii Moldova, mare păcat că nu a fost pus în aplicare. Da, da. Rolul OSCE-ului a fost redus de către Chișinău la un minim necesar. Acest minim eu îl recunosc ca fiind necesar, și anume OSCE-ul convoacă și mediază întâlniri în formatul 1 la 1 între Chișinău și Tiraspol, cu excluderea Rusiei. Din acest punct de vedere, OSCE-ul continuă să joace un rol constructiv, asigurând convocarea în continuare a convorbirilor între Chișinău și Tiraspol în formatul 1 la 1, fără Rusia. Deci, atâta timp cât OSCE-ul rămâne limitat la acest rol, e un rol constructiv, dar nu trebuie să îi se permite să joace niciun rol mai mare. Dar există, eu am informații despre acest fapt, că există în OSCE o idee potrivit căreia organizația ar reuși să câștige un oarecare prestigiu, oarecare relevanță, convocând în anul 2025, deci peste un an și jumătate, o întrunire de, la nivelul șefilor de stat cu ocazia împlinirii a 50 de ani. Da, 50 de ani. De la semnarea acordurilor de la Helsinki. Această apoteoză din 2025
ar urma să consacre un fel de revenire la normalitate între Occident și Rusia și ar urma să fie demonstrată printr-o înțelegere între Occident și Rusia în formatul 5+2 în problema Transnistriei. Aceasta este o idee care circulă pe unele coridoare din OSCE. Nu e consfințită niciun document. Sunt discuții de coridori, discuții ale unor diplomați diletanți care sunt disperați să salveze cumva prestigiul și relevanța de mult pierdute ale OSCE-ului. Și trebuie să fim cu ochii în patru ca nu cumva niște diplomați din Occident, din o țară neutră din Occident, într-o anumită țară neutră din Occident, sau din birocrația de la Viena a OSCE-ului, să încearcă să atragă din nou Moldova în formatul 5+2 pentru a obține o soluție, fie și una pe hârtie, a problemei din Transnistria, și aceasta ar servi Rusiei drept revenire în compania respectabilă a statelor occidentale. Ar servi să arate că Rusia, iată, este totuși capabilă să ajungă la o înțelegere constructivă într-un conflict cu este cel din Transnistria. Și atunci Rusia ar urma să reapară în saloanele diplomatice occidentale cu ocazia unei reglementări în Transnistria, care nu s-ar putea face decât pe socoteala Republicii Moldova. Noi trebuie să fim cu ochii în patru ca acest lucru să nu se întâmple. Vom trăi și vom vedea. Vă mulțumim foarte mult pentru această discuție interesantă, domnule Socor, pentru aceste elemente importante pe care le aduceți cu fiecare ocazie atunci când avem posibilitatea să discutăm cu dumneavoastră, cel care vă aflați la München, dar care cunoașteți foarte bine situația social-politică din Republica Moldova. Vă mulțumim, sărbători frumoase, să auzim de bine și în anul care vine. Celor care au urmărit această ediție a emisiunii Puncte de Reflecție, le reamintim, astăzi l-am avut invitat pe domnul Vladimir Socor, analist politic de la Fundația Jamestown, aflat, stabilit de mai mulți ani cu traiul în München, Germania. Toate bune pe curând, sărbători frumoase!